purtătorul de cuvânt al poliției Mehedinți, Lavinia Pescaru, a declarat că accidentul a avut loc în jurul orei 11:40 pe DN67 în satul Lungșoara din comuna Broșteni, unde autocarul în care se aflau aproximativ 45 de pasageri înmatriculat în Serbia s-a răsturnat în afara șoselei. Primele informații furnizate de către reprezentanții poliției și a inspectoratului pentru situații de urgență arată că o persoană din autocar au fost rănite. Victimele fac parte din echipa care a participat la festivalul de folclor de la Târgu Jiu.